după ce autobusul în care se află statul Corpus, polițiștii propovesc că șoferul autoturismului încă a ajutat prioritate de trei trăuturi. Nu mai pot fi acuzat de trei persoane care se aflau în mașină. În schimb, niciunul dintre călătorii din autobus nu a fost redus. Republica Moldova a aniversat ieri 20 de ani de la proclamarea independenței față de au avut elemente în premieră. Este început cu depunerea de flori la monumentul lui Ștefan cel Mare.